O înregistrare video veche arată un comandant al forțelor aeriene americane, explicând toate eforturile depuse pentru a identifica și analiza fenomenul recent, asigurând reporterii că acesta nu are nicio legătură cu vreun proiect secret, așa cum se zvonește. Unul dintre comandanți a scris chiar o carte despre asta și subliniază că viața extraterestră nu trebuie luată cu șurință. Într-un orășel din Pennsylvania, o familie lua cină, când brusc casa începe să tremure și afară are loc o explozie uriașă, care îi face să rămână fără curent electric și îi lasă pe cei din familie pentru Când se trezesc, încep să audă niște zgomote ciudate și li se face incredibil de rău. Unul câte unul, fiecare membru al familiei moare, în timp ce cea mai tânără fată se grăbește să se ascundă în dulap. Între timp, Loren, câștigătoare premiului Nobel și exobiolog la NASA, se află în casă ei după ce a fost arestată pentru că a condus în stare de ebrietate. Acum ia medicamente pentru depresie, însă continuă să bea. În acea seară se uită la știri și află de explozie, deși nu există încă o explicație pentru asta. Un reporter explică faptul că explozia nu a lăsat niciun supraviețuitor, iar aerul este considerat toxic, așa că zona a fost închisă și nimeni nu intră fără un costum de protecție. Ceva mai târziu, niște soldați apar la apartamentul lui Loren și cer să vină la locul exploziei pentru că au nevoie de expertiza ei, amenințându-o cu violență dacă nu este de acordă. Când ajunge acolo, ea se întâlnește cu un astrobiolog pe nume David și cu colonelul Emerich, care explică faptul că explozia și gazele toxice eliberate au fost cauzate de un meteorit care s-a dizolvat cumva în pământ. El vrea ca Loren și David să investigeze zona și speră să oferă o soluție. După ce își pun costumele de protecție, Loren și David sunt luați cu un autobuz și duci la locul unde s-a prăbușit meteoritul. David crede că nu este nimic interesant, dar Loren descoperă o mică plantă roșie care crește în mijlocul craterului. Este E fascinată de ea, dar nu o include în raportul ei. Seara, Loren se află acasă și nu se poate opri să se uite la o fotografie a plantei ciudate. Caută pe internet povești despre alte prăbușiri de meteoriți și găsește un filmuleț cu un incident similar în Rusia. Ceva a căzut pe pământ, iar apoi zona a fost închisă pentru că aerul era toxic. Un cetățean care cunoaște pe cineva din armată îi explică faptul că Rusia a ținut ascuns această informație, pentru că obiectul care a căzut era o sămânță, iar din ea a crescut un fel de copac care a ucis tot ce se afla în jur, inclusiv plante și animale. Guvernul a distrus deja copacul, iar femeia din videoclip a fost împușcată în fața copiilor câteva zile mai târziu. Există o mulțime de imagini de la cetățeni îngrijorați care discută teorii despre orașul baricadat și despre faptul că și localitățile învecinate au fost evacuate. În cele din urmă, orașul a fost incinerat. A doua zi, doi. Medi se pregătesc să-i facă autopsia lui Rob, tatăl de la început. Pielea lui pare prea normală pentru o persoană moartă și nu există nicio rigiditate obișnuită. Când doctorul face prima incizie, un lichid straniu și strălucitor începe să iasă din corp, pentru că apoi să fie reabsorbit până când rana se vindecă singură. Brusc, Rob se ridică în picioare și unul dintre doctori fuge speriat, în timp ce altul încearcă să comunice cu el, dar acesta nu se mișcă și nici nu vorbește. Doctorul îi verifică pulsul și descoperă că nu are sânge sau tensiune arterială, iar corpul este destul de rece. În acel moment, telefoanele tuturor încep să sune în același timp și văd o grămadă de angajați alergând pe coridoră. Aceștia se duc să verifice ce se întâmplă și descoperă că unii dintre morții din orașul toxic sunt acum în picioare. Purând zvonurile se răspândesc și o mulțime de reporteri apar în fața unității, discutând despre posibilele teorii și acțiunile grupurilor religioase. Lore nu suportă prea bine situația, dar refuză orice ajutor din partea lui David. Medicii încearcă să-i facă pe cei morți să reacționeze, arătându-le poze cu familiile lor, dar nu se întâmplă nimic. După câteva teste, ei teoretizează că doar 49 de corpuri au fost reanimate din cei 1300 de morți din cauza apropierilor de prăbușirea meteoritului. Au fost infectați de aerul toxic și de asemenea particule din meteorit care par să le transforme organele interne. Uneori, acești oameni se mișcă brusc, dar doar pentru a se îndrepta într-o altă direcție. Când Loren se întâlnește cu Emerich, ea menționează incidentul din Rusia și spune că probabil au legătură, dar Emerich este precaut pentru că și-a luat informațiile de pe Dark Web. Mai târziu, la o întâlnire la Casa Albă, este prezentat un raport complet despre oamenii animați. nu au bătăi ale inimii și nici activitate cerebrală. Ei nu respiră, nu mănâncă și nu dormă. Organele lor conțin compuși necunoscuți, iar ADN-ul lor a suferit mutații într-o altă formă de viață, probabil extraterestră. Acea secvență o se repetă la fiecare victimă, ceea ce arată că nu este vorba de ceva aleatoriu. Un lider militar propune incinerarea cadavrelor, așa că lor nu împărtășește teoria ei despre Rusia și atrage atenția că poate că ei sunt vizați. Dacă nu găsesc un răspuns, un oraș mare ar putea fi următorul atacat. Deoarece dovada este doar imagini de pe internet, care ar fi putut fi editate, ea nu este luată în serios, dar președintele votează totuși împotriva incinerării și le ordonă oamenilor de știință să continue să studieze cadavrele. Toată această situație îi agravează depresia lui Loren și ajunge să bea singură în mașină, în timp ce își amintește de copilăria ei. Tatăl ei o dusese într-o locație secretă și ceruse să păstreze secretul față de toată lumea, inclusiv față de mama ei. Cu toate acestea, amintirile se termină aici, deoarece ea suferă de amnezie. Acest lucru o lasă atât de supărată, încât ea ajunge să-și amestece medicamentele cu alcoolul. Ulterior, Loren se întoarce la unitate, unde medicile le permit rudelor să vorbească cu infectații, dar tot nu obține nicio reacție. Disperată după răspunsuri, Loren se duce în camera în care se află infectații și arată unei fetițe cartei preferată din copilărie, în timp ce îi împărtășește povestea morții mamei sale, recunoscând că nu a plâns. În acel moment primește un telefon de la David și când își ia telefonul, se poate vedea o imagine a plantei craterului catapet. Acest lucru determină pe fată să o apuce brus de brațul lui Loren. Ea le povestește imediat lui Americi și lui David despre asta, iar David își de seama în cele din urmă că trupurile se întorc pentru a privi mereu spre nord, unde se află craterul. Discuția lor este întreruptă atunci când un soldat raportează că informațiile s-au scurs și acum posturile de știri arată imagine ale structurii gigantice, asemănătoare unui copac care a crescut din crater în doar două zile. Luându-l pe rob într-o cutie securizată, oamenii de știință zboară la locul prăbușirii și admiră ciudatul copac care este responsabil pentru că a făcut zona toxică. Grupul îl așează pe rob în fața copacului și după un lung moment de așteptare, acesta gâfă și își deschide ochii, care acum sunt de un albastru foarte strălucitoră. Apoi începe să se uite în jur, ca și cum ar vedea totul pentru prima dată, propriile mâini, copacul, zăpada. Bănuind că acum este un extraterestru, Loren îi urează bun venit pe pământ, iar Robă explică faptul că nu se poate întoarce cu echipa, pentru că nu va supraviețui în mediul normal de pe pământ. Ulterior, în timpul unei conferințe de presă, Loren explică faptul că, în același mod în care plantele de pe pământ oferă oxigen pentru oameni, acel copac dă viața pentru acești extraterestri. Teoria actuală este că extraterestri ajung pe pământ, călătorii prin de vierme. Unii reporteri încearcă să deraieze conversația, întrebându-o pe Loren despre restarea ei, care este văzută la televizor de un bărbat misterios. Mai târziu acasă, Loren aude un mesaj de la terapeutul ei, care este îngrijorat pentru că a lipsit de la ședință, iar acestea fac parte din ordin. De asemenea, ea este interesată să discute despre visele cu flashback a lui Loren, care include adesea zborulă. Ea ignoră mesajul și și-a prânzul până când cineva bate la ușa ei. Este tatăl ei, Jim. El o face pe Loren să se simtă foarte stânjenită și ea nu spune prea multe, dar Jim continuă să vorbească, menționând că în copilărie Loren era obsedată de spațiu și a cerut un laborator pe care l-au construit în șopronă. Jim spune că se simte singur și că este doar de ea, dar Loren evită să fie îmbrățișată și rămâne rece, așa că Jim pleacă pur și simplu. Curând, Loren este chemată din nou în zona toxică pentru că ființa refuză să vorbească cu oricine în afară de ea. După ce se îmbracă, Loren stă de vorbă cu Rob, care explică faptul că planeta sa natală a devenit nelocuibilă și a forțat specia să se caute o nouă lume. Acest copac nu va crește în altă parte, iar ei au primit coordonatele pentru ajunge pe Pământ de la un om numit Supernova 94. Această persoană a trimis mesaje în spațiu cu scopul de a găsi, oferindu-le chiar și o listă cu punctele forte și punctele slabe ale umanității. În acel moment, oamenii de știință încearcă să preleveze o mostră din copac, iar Rob îi cere lui Loren să o facă să se oprească, dar ea nu poate. Loren explică faptul că nu vor mai lăsa copacul să stea mult timp în picioare, pentru că dăunează mediul înconjurător al Pământului, dar Rob spune că oamenii lui vor schimba mediul înconjurător. De asemenea, el dezvoltă care abilități speciale înainte de a prelua controlul controlul corpului unui om de știință pentru a-l face să-și deschidă costumul de protecție. Câțiva gardieni se grăbesc să-l oprească, în timp ce alții îl încojoară pe Rob, cerând ca acest lucru să înceteze, în timp ce o iau pe Loren. Ochii lui Rob se negresc, iar omul de știință sparge masca unui soldat, făcându-l să se infecteze rapid și să tușească sânge până când moare. Soldații se pregătesc să-l împuște pe Rob, dar acesta își folosește din nou puterile și un sunet strident îi face pe toți să se zvârcolească cu dureri insuportabile, în timp ce toate luminile se stingă. Suferința îi nebunește pe soldați și aceștia scot măștile în de a începe să se atace unii pe alții fără milă. Unul câte unul, soldații sunt uciși de gloanțe sau de cuțite de la proprii coechipieri, iar când doar unul rămâne în picioare, soldatul își ia viața. După ce sosește un vehicul pentru a le lua cadavrele și oamenii de știință, inclusiv pe Loren, militarii lansează un atac împotriva copacului, doar pentru a descoperi că acesta este protejat de un câmp de forță uriaș. Rachetele explodează împotriva acestuia, fără să provoace nicio pagubă copacului, iar avioanele nu au altă soluție decât să se retragă. Curând, agențiile de știri încep să vorbească despre câmpul de forță și despre numele Supernova 94. Bărbatul misterios este șocat să audă un astfel de nume la radio și se duce să caute un caiet vechi al său, în care a scris același nume, ceva mai târziu, reporteri încep să înregistreze diverse incidente, în timp ce o ceață misterioasă se răspândește prin anumite orașe și ucide oameni. Legea marțială a fost declarată în mai multe țări și ca să înrăutățească situația, culturile mor peste noapte. Există de asemenea rapoarte conform cărora pământul vibrează, iar oamenii încep să intre în panică. Între timp, Loren decide să se întoarcă în casa copilăriei sale. Vechiul ei laborator este încă acolo, dar este încuiat. Jim este într-adevăr singur și stă în camera lui, într-o stare foarte deprimată, dar în loc să-l viziteze, Loren continuă să călătorească. Simte că nu știe cine este și că nu-și găsește locul nicăieri, este de asemenea conștientă că lumea se sfârșește și totuși se simte ușurată, ca și cum ar fi fost scoasă din mizeria ei. În cele din urmă, Loren se întoarce la copacul extraterestru, care s-a transformat mai mult. Dintr-o dată pământul începe să se cutremure și Loren își pune urechea pe zăpadă, auzind acele zgomote ciudate. Rob spune că este vorba de creșterea vieții și apoi dezvole că toate acestea se întâmplă datorită lui Loren, oferindu-i mâna pentru că ea să o atingă. Imediat ce Loren apucă mâna lui Rob, începe să vadă amintirile ei. Se pare că Jim a lucrat pentru un senator și a dus-o pe Loren în zona 51. În timp ce adulții discutau despre afaceri, micuța Loren se plimba pe acolo și auzi auzit vorbind despre un extraterestru care ateriza pe pământ, care putea zbura, dar nu a supraviețuit mediului local. Aparent, creatura încerca să se planteze ceva pe pământ. Curioasă, ea a mers mai departe înăuntru și a găsit ființa în interiorul pudrei pe care nu a ezitat să-l atingă. Acest contact a declanșat un proces care a transferat conștiința extraterestrului în corpul lui Loren și a mutat ADN-ul, transformându-și și pe într-o extraterestră, așa cum i s-a întâmplat lui Rob în prezent. De îndată ce s-a întors acasă, micuța Loren a început să dea dovadă de o inteligență uimitoare, scriind calcule complicate pe perete și chiar proiectând o rachetă. Ea tot spunea că este un extraterestru și că vrea să se întoarcă acasă, dar nimeni nu o credea și așa a devenit foarte ciudată și izolată socială. În cele din urmă a construit un radio și a început să trimită mesaje ființelor, folosind porecla Supernova 94, inspirată de calendarul ei spațială. Când mama i-a descoperit toate acestea, a încuia magazia și a interzis să mai trimită mesaje străinilor. Furioasă, Lauren și-a distrus întreaga cameră și a scris pe pereți înainte de a spune mamei sale că va avea o moarte îngrozitoare. Abilitățile extraterestre au fost cele care au ucis-o pe mama ei. Ulterior, Jim a lăsat oamenii de știință guvernamentali să facă niște teste pe Loren și au găsit ADN-ul extraterestru amestecat cu al ei, dar Jim nu a spus nimic. Loren plânge pentru că și-a recuperat amintirile când brusc Robby scoate masca. Spre șocul ei, ea poate respira aerul toxic datorită ADN-ului mutant. Între timp, bărbatul misterios își amintește și el de tinerețe, dezvolind că a lucrat pentru SIA și că a preluat din greșeală mesajele lui Loren cu echipamentul său. El a încercat să-și avertizeze superiorii, dar aceștia au ignorat faptul că era doar o fată care se juca. Într-o pădure oarecare, un câine aleargă printre copaci pentru a urmări zgomotele ciudate când stăpâna sa-l urmărește, este șocată să vadă o păstai uriașă, asemănătoare unui ou, care ieși din pământ, explicând zgomotele. Curând, aceste lucruri apar peste tot în lume, de la plaje la munți și chiar tuneluri făcute de om. Dintr-o dată, toate aceste obiecte explodează în același timp și expulzează un fum negru care începe să se răspândească pe pământ și să ucidă oamenii. Toată lumea începe să vorbească despre extraterestri, iar un adolescent emite o teorie conform căreia păstăile au rădăcini subterane conectate la copacul principal care a ucis recoltele. În cele din urmă, pământul pământul nu mai poate susține viața oamenilor și rând pe rând, fiecare persoană de pe planetă moare, pe măsură ce mediul se transformă în unul prietenos pentru extraterestri. Singura supraviețuitoare este Loren, care și-a găsit în sfârșit aripile. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!